bine v-am regăsit! Astăzi, la rețeaua de idoli, spunem la mulți ani unei mari doamne. Probabil că sute de oameni foarte ușor ar putea să o aplaude, nu doar de ziua ei. Aceasta este capacitatea sălii mari de la Teatrul Național Ioan Luca Caragiale, unde o așteptăm aici pe scenă. Dar știu sigur că acasă sunt mult mai mulți care se vor bucura să o revadă. E o actriță așa încât vine din culise. Nu știu dacă să vă spun bine ne-ați primit sau bine ați venit, că nu mai știu exact care e relația dumneavoastră cu această scenă, dragă doamnă. Uite, mă uit că a rămas la fel. E aceeași scândură. Hai să te sărut. La mulți Mulțumesc. Ani. Mulțumesc. Pentru invitație. Cât de frumos e acestea sunt ale dumneavoastră. Super. Și la mulți ani nu vine de la noi toți. Super. Puteți să le așezați unde vreți. Păi, atâta vreme cât povestim. Eu zic totul să nu stau tot fața... timpul cu ele în nu, brațe. Eu zic să le punem deoparte. Și mi-e miros și foarte frumos. Vă aștept să ne așez... Arată toamnă foarte bine. Da, da. Nu știu cum e să ai ziua de naștere toamnă. Eu știu că așa am avut-o toată viața. Nu-mi dau seama dacă toamna e un anotimp bun de sărbătorit. E superb. E superb. Sunt niște culori fabuloase. Dar se spune că e anotimpul melancoliei în ce care... Ce melancolie? Acum se copt toate, băi, se strâng toate, se face bogăție, se adună mere, pere, tot, nuci, toate alea. Dar se vine și iarna. Poftim? Vine și iarna. Există spaima asta că nu ne mai bucurăm de soare, că zilele păi sunt mai scurte. Nu ne mai bucurăm de iarnă în orașe. Asta e cu totul altceva. Ne bucurăm doar când ninge. Așa. A doua zi nu ne mai bucurăm. Dragă doamnă Olga Delia Mateescu, nu știu ce ar trebui să spun eu într-o zi în care sărbătoriți o vârstă oarecum rotundă, ce să nu știe publicul despre dumneavoastră. Mă gândeam pe drum așa. Că în romanele victoriene se zice venerabila cutare și deja sunt și eu la o vârstă venerabilă, sigur. Împliniți 75 da, trei, de toamne. Da, da, da. 3/100. Citeam undeva un titlu despre dumneavoastră care suna în felul următor. Cine e actrița cu 100 de chipuri? Adică vă număraseră 90 de roluri pe la teatru și 10 de televiziune. Eu cred că de fapt sunt mult mai multe. La televiziune sunt vreo 27. Da, da, 100 suna bine, știți cum e. Apropo de 3/100. Filmele sunt puține. Comparativ cu rolurile din teatru sau televiziune. Nu, în televiziune am jucat foarte mult și cu mare, mare satisfacție. Sunt foarte multe piese care m-au uns pe inimă și s-au reluat și lumea a reacționat. A fost o perioadă benefică pentru un stil de teatru special. Teatru TV, care este deosebit de film și de scenă. Teatru TV are specificul lui. Este un decupaj, este o gândire dinainte făcută și în interiorul spectacolului totul se subsumează acestei gândiri. Asta știu, au fost zeci de ani în care am lucrat așa. Îți cam place să iei oamenii peste picioare, așa? Ce domnișoară mai e și dumneata? Ai o brază subțire, nu? Să știi că nu râzi de cineva dacă nu-l cunoști. Din principiu. Păi altfel cum să-l cunoști? După ce povestește despre taică-sa? Figură maestră. Nu e supărăcioș, asta e bine. E foarte bine. Ai venit să... pescuiești? Sau ce? Am venit să-l văd. Să-l vezi cum face istoria. Mm-hmm. Cam așa ceva. Eu mă bucur măcar că televiziunea română încă are un uluitor tezaur pe care îl folosește cât poate de inteligent. Arhiva aceasta pe care nu are nimeni altcineva. Eu am o piesă scrisă de mine. Ferma de struți, o piesă care a luat și un premiu al Uniunii Scriitorilor. Și am avut marea fericire să fie montată de un regizor care a fost coleg cu noi și jucată de toți colegii mei, absolut toți,
În momentul în care ne-am aniversat, nu mai țin minte exact, 35 sau 40 de ani de carieră. Și televiziunea a făcut acest spectacol, cred că în colaborare cu Teatrul Masca, pentru că Mihai Mălai Mare e unul dintre colegii mei. Colegii de generație. De generație, da. Acolo erau ambele clase. Am modificat puțin textul ca să intre, am spart personaje și au intrat absolut toți. Vorbim de generația care a terminat Institutul de Teatru în ce an? În 74. 73-74. Cu șef de promoție Mălai Mare și Olga Delia, da, Mateescu, care au primit repartiții, adică puteau să aleagă probabil orice. Și mă rog, eu voiam să aleg Iașul atunci. Iașul? De ce Iașul? Pentru că aveam tată și frate acolo. Și pentru că fusesem la spectacolele teatrului și eram îndrăgostită și de teatrul ăla și de spectacolele lui și de oraș și de Bojdeucă și de Tei și de tot ce avea acolo. Și ce v-a schimbat decizia? De cum de ați venit aici în Teatrul Național? Păi ne-au scos cost. Teatrul abia apăruse, în fine, în forma lui modernă, Teatrul Național? Da. Da, era nou. Era nou. Era nou, da. Chiar țin minte că ne gândeam, zic, uite, ni se construiește un teatru. Când eram studenți, treceam așa pe aici să ne luăm cât un covrig și ziceam, uite cum ni se construiește un teatru, și am avut dreptate. Aici, în piața Universității din București, dar drumul dumneavoastră a început mult mai departe de aici. Am ascultat fascinată un interviu în care povesteați că ați pornit viața din iad. Da, m-am născut în iad. Cred că actualmente se numește Livezile. Tatăl meu era medic tânăr, repartizat acolo, și m-am născut în iad. Am impresia chiar că am fost moșită de tata, care mama n-a găsit... o tânără actriță sau mama, era studentă? O tânără actriță, elevă a Soniei Cluceru, tot ei s-au întâlnit la Cluj. Și după aceea au ajuns la iad, unde n-am stat mult. Am ajuns undeva pe la Sibiu, Cluj și după aceea București. Ce poate fi mai bine de atât? Adică când pleci din iad, orice se întâmplă după aceea e mai bine decât începutul. Da, mă rog, da. Acum, ca să fiu sinceră, nu-mi doresc raiul prea devreme. Olga Delia Mateescu. Mare parte din publicul de la televizor nu intră la teatru. Unii pentru că nu pot, n-au unde, n-au teatre în localitățile în care locuiesc. Nu aveți dreptate. Eu am jucat în perioada asta modernă și în niște seriale. Așa. Și vreau să spun că am avut fani care după aceea au venit la teatru. Așa că am adus destui oameni în sălile de teatru. Da, dar e lume care locuiește în zona rurală, în care teatru e un, cum să spun, am avut, o fantomă. Spuneți de zona rurală. Oamenii când vor să facă ceva, fac. Pe vremuri, când jucam Zbor deasupra unui cuib de cuci, veneau autobuze cu oameni din fel de fel de orașe, își luaseră bilete și erau spectatori. Eram profesoară la un ATC și la clasa pe care o conduceam împreună cu Paul Chiribuță, am pus Zbor deasupra unui cuib de cuci și am adaptat cumva dramaturgia la vârsta lor. Și vreau să spun că era arhiplin și acum îmi vin lacrimile, au venit autobuze din nou din jurul Bucureștiului să vadă acest spectacol. Ați vorbit despre Zbor deasupra unui cuib de cuci. O foarte lungă secvență din viața dumneavoastră profesională. S-a jucat câte stagiuni? 12 ani. 12 ani, da. În care ați fost dura din distribuție. Cea mai urâtă persoană de pe stradă sau aici în sală. Da. Sora de acolo din... Da, din, sora rece. Da, da. Din institutul ăla, care o lume bolnavă de psihiatrie încerca cumva să se salveze sau... Încerca cumva să vorbească despre lumea celor... Da, o parabolă a lumii noastre. Da, a lumii noastre, da. Da. Povesteați la un moment dat că erați recunoscută pe stradă și identificată cu personajul. Da, și înjurată. Mi s-a întâmplat să fiu înjurată pe stradă. Înseamnă că făceați bine ce făceați. Da.
se aud niște voci de copii. Cred că e o clasă care vine să viziteze Teatrul Probabil Național. Probabil că vizitează teatru. Ceea ce e de-a dreptul drăguț. Dar e foarte frumos. O să le placă dacă o să vadă că pe scena teatrului se întâmplă ceva. O să li se pare că e dintr-un spectacol, că au Poate intrat că și e în un poveste. Spectacol. Nu văd de ce să nu le oferim acest lucru. Ați fost profesoară foarte multă vreme și să știți că sunt oameni care îmi povestesc că au făcut cursul de vorbire cu dumneavoastră și că felul în care îi obligați, îi antrenați, îi șlefuiați să se exprime, nu a fost dublat niciodată de altceva. La fel de puternic. Sunt oameni care au învățat Shakespeare pentru că le dădeați texte de Shakespeare să le citească, să le repete, să le... Știți ce se întâmplă? Cred că trebuie să ne oprim puțin, că se aud foarte tare. Gândați ca ei mei. Uitați-vă puțin la ei. Italiană, publicul față-nfață cu spațiul de joc. Aici avem o trapă care se lasă. Deci încă mai chiuie, da? Au ieșit din sală, au văzut cum e... Păi sigur că chiuie că de-aia sunt copii. Acum a vorbit bunica. Câți nepoți aveți? 4. Și sunteți pentru ei tot profesoara de vorbire ca la un ATC? Nu, sunt bunica, nana sunt. Nana? Da. Îi alintați? Dacă merită. Păi toate bunicile zic că nu există moment în care nepoții nu merită. Ba nu, există. Și cum îi pedepsiți? Nu mai vorbesc cu ei. Odată am și plecat, am zis, gata, n-ați terminat, nu m-ați ascultat, vă las aici și plec. Și am ieșit pe poartă, m-am îmbrăcat, am plecat, s-au speriat, n-am stat mult, că am crezut că nu le face bine. La dumneavoastră a fost simplu, erați copilul crescut în teatru, cu o mamă actriță. Da. Deși puteați foarte ușor să vă uitați către meseria tatălui dumneavoastră, care făcuse medicină. Da. Eu am fost crescută cam 12 ani de bunici în București. Eram tot timpul în vacanță la mama sau la tata. Deci ori la Iași, ori la mama, care mama era ba la Botoșani, ba la Bacău, ba la Brăila, ba la Reșița. Ca urmare eram ahtiată după spectacole și sigur că am trăit în teatru și simt mirosul teatrului și îmi place mirosul de teatru și e un miros deosebit și o atmosferă deosebită. În toate zidurile astea e atâta creație, atâta generozitate, atâta neștiut. Ăsta se simte, e o energie aparte, chiar dacă e sala goală. Sunt obosită, sunt nervoasă. Nu mai vreau să discutăm despre asta. Și apoi, mai bui măcit și dumneata cu înspăimântătoare ființă mai ești. Când te ascult, încep să cred că există într-adevăr criminali născuți. Bineînțeles că există. Totul există. Nimic nu mai poate fi născocit. Da. Dar acei de teapa dumitale mai au puțin de trăit. Întreaga voastră clasă a stăpânilor e sortită pe ei. Crește acum un nou stăpân. Se ridică o forță amenințătoare care vă va strivi pe toți. Vai, Rașel, dacă te-aș crede, ți-aș spune, na! Ține tu toată averea mea, toată destoinicia mea, ia-te! Crezi că există o complicitate a lumii care face teatru? O lume care înțelege mai presus sau mai profund niște lucruri? Pentru că se joacă cu destine mereu? Nu este vorba de mai profund, sau poate că este vorba de așa ceva, dar e vorba de faptul că, după mine, se acționează și cu alte mijloace decât cele la îndemână. Orice actor caută și sondează, trăiește până când își găsește acel personaj. Și acel personaj, odată găsit, are un anume gen de viață și un anume gen de energie care comunică cu ceilalți. Oricum, aceste personaje se nasc în relație cu ceilalți. Inclusiv cu sutele de oameni care pot umple o sală de teatru? Dar nu este inclusiv, este obligatoriu. Obligatoriu. Păi ei dau un anume gen de energie cu care te încarci și tu le dai înapoi și este un schimb continuu. Eu știți cum văd aici? Văd așa,
că pleacă de aici un vals și se întoarce, se formează aici un cerc concentric, din ce în ce mai puternic și mai spiralat. Așa văd eu acest gen de comunicare. Ați dat la teatru fără succes la început. Am dus cu niște tocuri de 8 centimetri și cu un coc, așa, aveam vreun 1,82-1,85 m, nu știu cât, eram așa o pălugă și m-am așezat acolo cum eram eu înalt și am mieunat niște poezii și aia a fost tot. Eu am spus că dacă nu intru la teatru mă arunc în Dâmbovița, nu m-am aruncat că voiam să dau, dacă nu intru, la filologie clasică latină și greacă veche. Zic, dacă nu intru nici acolo, chiar mă arunc. Dar acolo am intrat, așa că am scăpat de Dâmbovița. Ați și terminat facultatea de filologie? N-am terminat. N-am terminat pentru că am avut o perioadă fabuloasă numită Podul. Teatru studențesc, pentru cine nu știe, un celebru teatru studențesc, Podul, de aici din București, care a format caractere. Deci la Pod am ajuns când acolo era o echipă fantastică, Magda Bordeanu, Grigoță Popa, Teodor Sugar. Acești trei regizori tineri. Magda a fost cea care a distrus prima oară bariera public actorie, se intra în Pod și fiecare spectator își lua un cub, se așeza oriunde dorea, sigur nu în spațiu de joc. Și noi acolo vopseam, măturam, așteptam spectatorii, stăteam la reflectoare, căutam texte, unii scriau, erau studenți de peste tot, nu numai de la teatru. Acolo am învățat un anume gen de disciplină pe care îl recunosc, să știți, la majoritatea actorilor care au trecut prin Pod, indiferent că au trecut atunci când am fost și eu sau mai târziu după ce a venit domnul Naum. Cum a fost când v-ați dus din nou să dați admitere la Universitatea de Artă? În primul rând că jucasem la Pod, fusesem în turnee. Mă pregătisem așa cum trebuie de data asta. Ați mizat vreodată pe felul în care arătați? Pentru că totdeauna ați impus, ați avut un profil perfect așa, adică ați avut o frumusețe clasică pe care o remarcai. Eu n-am pus preț pe frumusețe decât acum, de când am pierdut-o. Dar vi se spunea că sunteți frumoasă? Mai încerca unul și altul, dar mă supăram foarte tare. Nu primeați roluri și pentru felul în care arătați? Nu eram genul de actriță care se furlandisește pentru roluri. N-am făcut asta niciodată. Această voce ușor de recunoscut, ați educat-o sau v-ați trezit că o aveți și ați început să o folosiți? Această voce am educat-o în facultate cu un mare profesor de impostație și am preluat foarte mult din ceea ce făcea. Și apoi scena și-a spus cuvântul și așa am evoluat. Ce presupune să fii profesor de vorbire, așa pe scurt? Să fii un bou care le spui cum să respire și să vorbească. Așa. Asta dacă ești profesor de vorbire, cam așa ești privit. Așa. Acum ce se întâmplă? Eu de pe această... în această postură am încercat să le dovedesc tuturor că nu poți despărți vorbirea de teatru, de actorie. Arta expresiei vocale, ca să ne exprimăm un pic da, mai academic, se presupune că se învață. Că vorbirea este identitatea ta, deci personajul are o identitate în care vorbirea are un rol esențial pentru că este expresia gândirii, da? Adică dacă noi selectăm din gândire ceea ce dorim să vorbim, că de fapt avem 1.100.000 de gânduri, dar selectăm ceea ce dorim să exprimăm vocal, așa, atunci această legătură minte-exprimare-corp este foarte importantă și înseamnă actorie. Nu înseamnă că ești un bou care faci aie, iu, o, ua, î. Vedeți, sunteți dura. Dura din zbor deasupra unui cuib. Dar sunt dură pentru că această metodă este total greșită.
și există prejudecata că așa se face. Nu se face așa. Se face în legătură. Frățioare, vreau să mor omenește în pat la mine, în cearceafuri de olandă, de oțel, de-ar fi să fie. Nu vezi rana ce mă taie de la gât la măruntaie? 300 de roze negre albul tău pieptar le poartă, dar eu nu mai sunt eu. Casa mea nu mai e a mea. Lasă-mă să urc în calte la balcoanele înalte. Lasă-mă să urc, mă lasă până la verzile balcoane ale lunei, unde cade apa în goluri de cascade. Și cei doi furtați urcară, dâr de sânge și de lacrimi ei în urma lor lăsară. Sus, peste acoperișe, felinarele clipeau, tamburine de cristale, mii de răni în zori tăiau. Verde, cât de drag mi-ești verde, verde vânt și ramuri verzi. Și cei doi furtați suiră, vântul le lăsa în gură gust de mentă și de fiere, gust ciudat, de busuioc. Ați venit în acest teatru care avea o trupă cu niște nume pe care sunt convinsă că le recunoșteați, că le știați, și că le căutați. Țin minte, când am intrat prima oară în repetiție, am auzit toate vocile alea pe care le recunoșteam de la teatru la microfon. Erau acolo. Și erau întrupate. Nu semăna cu ceea ce mi-am închipuit eu despre acel om. Foarte greu mi-a fost să-i accept că vocea aceea e a acelei persoane. Dar am fost atât de emoționată și acest absolut fantastic moment m-a urmărit și îl țin minte și acum. Mi-am notat undeva cum suna acea replică pe care i-o dădeați lui Toma Caragiu prima dată când ați jucat aici la teatru. Cred că o știți și dumneavoastră. Da. Să nu dai brută. Atât aveam de zis. Deci să-i spui asta lui Toma Caragiu era o provocare. Să nu dai brută. Deci, păi cum? Aveați, cum cât, era, aveați 20 și ceva de ani, adică aveați forța de a-l înfrunta pe Toma Caragiu? Păi dacă voia să dea, nu era normal să nu-l las. Cum era Toma Caragiu? Foarte plăcut. Nu toți mari actori sunt extraordinar de plăcuți așa în anturajul lor, dar majoritatea sunt și el era. Și Bota era nemaipomenit, Emil Bota, și Irina Răchițeanu, o minune, Dina Cocea, Marcel Anghelescu, erau absolut încântători. Apropo de mari actori, v-ați bucurat de faptul că Leopoldina Bălănuț a vrut să iasă dintr-o distribuție? Da. Și am intrat eu. Da. Și mi-a urat succes. Și am jucat 3 sau 4 ani, cel mai mare rol de debut pe care... al meu, în Furtuna de Ostrovski, e Caterina. Și acolo am avut marii mei prieteni, Costel Constantin, Tamara Crețulescu, Dina Cocea, Matei Gheorghiu, Draga Olteanu. Stăteam așa și mă gândeam cât de multă lume s-a dus, de fapt. Da, știți că din când în când chiar dau pe anumite canale numai de dur să-i mai văd. Cum se pleca în turneu atunci? Adică erați probabil vedete absolute, poate mai puternic decât astăzi, când există concurența unor vedete fără valoare. Întotdeauna publicul a fost extraordinar de iubitor, tandru. Voia doar să-i dai un autograf sau să-ți aducă o floare sau lucruri de genul ăsta. Nu te simți vedetă. Drept să spun, acum asta e un termen care s-a împământenit mai târziu, după 89, și nu se simțea nimeni vedetă după mine, nici cei mai mari actori pe care deja îi știți nu se simțeau vedete. Ei erau actori care voiau să-și facă pasiunea. Erați diferită de restul colegilor? Erați un om care ați început o altă facultate? Erați o persoană care ați făcut sport? Da. Pentru că ați făcut. Am făcut, V-au da. Schimbat aceste etape înainte să ajungeți în cabinele de...
Nu, mi-au folosit, pregătirea nu e vorba spectacol. De schimbat. Mi-au folosit orice experiență de genul ăsta e folositoare. Am făcut și puțin scrimă. În liceu am făcut basket, eram în echipa de basket a fetelor din Reșița și aveam câteodată întâlniri cu echipe de la Arad, Timișoara și așa mai departe. Și antrenoarea m-a tot ținut pe tușă. Până când la un meci, în ultimele 5 minute, a zis, schimbarea-i, intră tu. E, și în momentul în care mi-a dat drumul acolo, deja am schimbat scorul cu câteva coșuri, că am intrat ca o furie. Cu tot, cred că a fost felul ei de a mă mobiliza. Și am fost pivot foarte mult timp până când a venit o fată mult mai înaltă ca mine. Bine, asta cu ținerea pe tușă, din ce spun legendele teatrelor, există și în orice echipă de distribuție, da? Te poate ține pe tușă un manager de teatru, un regizor care nu te place. Da. Există mereu o concurență aici. Există, sigur că există, dar important e să ți se dea drumul din când în când. Să și driblezi când ajungi în teren. În meci. Ați stat nedistribuită? Păi dacă eram nedistribuită, îmi făceam eu spectacol. Mi-am făcut câteva spectacole de poezie, am propus, am și făcut aici la teatru un spectacol Scrisori basarabene, cu o distribuție extraordinară, cu Gheorghe Cozorici, Irina Răchițeanu, cu... De când ați început să scrieți? Că acum dacă vă caută cineva pe internet, o să citească. Olga Delia Mateescu este o actriță, scriitoare și profesoare de teatru din România. Eu n-am vrut să fiu scriitoare. Întotdeauna am admirat, de fapt, acel om care face ceva ce n-a mai fost. Și acela e un pictor, e un sculptor, e un scriitor, e un compozitor, adică e un artist, un creator. Da? Și la un moment dat am scris o piesă. Și o tot citeam aici la repetiții, eu citeam, mai râdea cineva, mai zicea ceva. Era o piesă ciudată care a luat și premiul Uniter. Era prima mea piesă. Culmea e că am trimis-o, că nu știam dacă aia e piesă sau nu. Cum se numește? Capricii. E ceva foarte ciudat. Și pentru că Uniterul a fost nașul meu, am mai avut curaj după aceea să mai scriu. Și iată că am ajuns la niște volume de teatru, la multe piese, și la Iași mi s-a pus o piesă și aici, și plus la televiziune. Plus o carte pentru copii. Poftim? Plus o carte pentru copii. Două. Două. Ca de la bunică la nepoți sau acum pur și simplu pentru că ați simțit? Am scos una chiar pentru nepoți, se numește Dandanale. Păi mi-a zis că vă place mai tare să fiți bunică decât v-a plăcut să fiți mamă. Da, bineînțeles. E mult mai bine. Eu recomand tuturor să fie întâi bunici, dacă vor putea din punct de vedere fiziologic. Dar să știți că ăsta este rolul cel mai frumos de pe lume. De ce? Cum de ce? Ai parte tot de tot ce e mai frumos. Nu stai să vezi cât doarme, cât mănâncă, cât așa, cât a înghițit, cât n-a înghițit. Aoleo, a răcit, n-a răcit. Că ce facem, ce-i dăm, ce cu... Sigur că ai grijă de el. Dar toate astea le fac părinții, da? Ne întoarcem la perioada aceasta din Teatrul Național, unde ați stat o perioadă, da? Cam cât? Cam vreo 38-40 de ani, în jur de... O fi mult? Nu știu, aș mai fi stat, ca să fiu serios? Zice. Da, da. Ăsta e teatrul meu, îl simt acasă. Desprinderea de echipa unui teatru, indiferent că e Marele Teatru Național din piața universității pe care l-ați văzut când se construia, sau un teatru de provincie, cred că nu-i ușoară. Dar nu m-am desprins. Când mă desprindeam de câte un spectacol, țin minte că tot drumul la volan plângeam. Da, plângeam rău de tot. Asta da, asta țin minte. Dar de teatru nu m-am desprins, pentru că, uite, joc la un teatru mic, foarte mic. Teatrul Cochet. Cel mai mic. Cochet. Da. Așa, cu 50 de locuri. Ca în Paris, unde e plin de genul acesta de săli, în care se întâmplă acest misterios schimb de energie despre care ați vorbit, că e și în această sală de 1000 de locuri.
Da, am jucat acolo, am făcut și un woman show. Acum joc Regina Mamă de Manlio Santanelli. Mi s-a jucat o piesă scrisă de mine, pusă de ei acolo, că așa am ajuns, de fapt, să-i cunosc. Și e un loc foarte, foarte efervescent. De exemplu, anul trecut mi se pare că am fost în Spania cu un spectacol de-al lor, unde am făcut împreună cu regizorul dramatizarea. Așa că acolo se întâmplă lucruri, sunt oameni tineri care caută, care fac, care nu se sperie. Au izbutit, au câteva lucruri pe care le-au câștigat. Au făcut, în afară de turneul din Spania, au fost în India, au fost în Mongolia, au fost în Bulgaria, au luat premii acolo. Dar lumea nu știe că, da, e... E foarte mic. Mic. Da, de asta sunteți dumneavoastră, să vorbiți despre ei. Dacă ar fi să vă faceți așa o anamneză, o radiografie personală, sunteți din epoca asta, din epoca celor aproape 40 de ani de aici de la teatru, din epoca în care jucați basket, ce a rămas mai puternic în toată această biografie care în continuare înflorește? Nu-mi dau seama. Alte doamne la această vârstă sunt acasă, mai merg din când în când la coafor, își fac piața, se la bucură coafor, de nepoți. Nu mi-a plăcut niciodată. Nu v-a plăcut. Așa. E pierdere de vreme, poftim. E pierdere de vreme, dar cochetărie? N-ați avut niciodată ba, în da, portofoliu? Îmi place. Am avut și câteva doamne care m-au înțeles și pe care le-am lăsat și cu care am lucrat foarte bine pentru coafiuri sau pentru machiaj. Sunt oameni talentați în toate domeniile și sunt și mi-au plăcut și nu pot să spun că nu m-am simțit absolut extraordinar. Alintată. Da, alintată și îmi plac și rochile și hanțele și toate. Și bijuteriile îmi plac. Frumos că ai venit ca un om cum se cade să mă cer de nevastă. Nu încape supărare. Ca unui om cum se cade, ți răspund. Ia-ți gândul de la mine. Peste 2 săptămâni sunt nevasta lui Luca. Peste 2 săptămâni? Da, adevărat. Întreburi de asta nu încape supărare. Fiecare cu norocul lui, domnule Vulpașin. O să-ți găsești și dumneata norocul. Luca ar fi în stare să fure, să omoare sau să se omoare? Ce vorbe asta? Eu de-mi cer fur, omor sau mă omor. Și încerc să-mi dau seama cum sunteți. Sunteți dura din zbor deasupra unui cuib de cuci, vulnerabila care plânge când îi se încheie un proiect, furioasa, scriitoarea, profesoara, unde vă regăsiți cel mai tare? Bunica? Păi sunt toate, nu poți să scoți totuși, sunt zeci de ani de bunică, zeci de ani de scenă, zeci de ani de profesorat, zeci de ani de scris, deja e un bagaj mare care te formează întotdeauna, nu pot să spun. Și basketul mai place. Da, nu mai sunt eu. Și faptul că am un regret, că n-am ajuns în cosmos, asta îmi doream cel mai mult. Ați călătorit acum mult? Aș putea, dar nu mă mai țin genunchii, asta e. Ați călătorit mult? Da, am fost în tot felul de turnee, am plecat noi să vedem câte ceva. Da, îmi place. Dar îmi place dacă am companioni, așa singură. Nu-mi place, pentru că dacă văd ceva frumos, aș vrea neapărat să-l mai vadă și cineva drag. Vă uitați la poze? Nu-mi place să fiu fotografiată și să mă uit la poze, nu-mi place să adun poze, nu-mi place să mi se arată poze, îmi place să mi se povestească, asta ador, să mi se povestească călătoriile prietenilor. Ați observat că din povești întotdeauna, în afară de faptul că ajung într-un loc sau în altul, principalul lucru e omul
ți se povestește de felul în care reacționează oamenii de acolo? Cum vi se pare România asta în care povestim acum, epoca pe care o trăim? E, aici e mult de discutat. Oricum s-a progresat, dacă ăsta-i cuvântul, foarte mult și în mentalitate. Oamenii au izbutit să mai plece și să vadă alte mentalități, alt mod de gândire, alt mod de acțiune și ca urmare lucrurile astea încetul cu încetul vin și la noi. Și din cauza asta cred eu că s-a schimbat. Oamenii, dacă au un gunoi, îl țin și se duc și îl depun acolo unde se știe că se poate. Deci asta e deci suntem un termometru. Un pic mai educați. Da, un pic mai educați. În al doilea rând, e ceva care nu-mi place. Văietătura. Ne văietăm de istorie, ne văietăm de furturi și considerăm că suntem unici aici în lucrurile rele. La italieni am mai văzut. Italienii și sunt la fel sau chiar mai rău. Și ei își dau singuri în cap cât cuprinde. Restul sunt mândri că există. Și că sunt francezi, englezi, germani sau ce ori mai fi ei. Nu ne comparăm nici cu vanitatea italienilor, nici cu cultura lor și nici cu istoria lor, dar avem niște date cumva inițiale de identitate pe care cred că ar trebui să le mai considerăm și calități, unele și dintre ele. Și eu zic că sunt calități, sigur că da. Care sunt pentru dumneavoastră aceste calități, de exemplu? Creativitatea e prima. Adaptabilitatea este a doua. Întotdeauna eu am socotit că acea expresie cu două oști la gard este o expresie a ideii de oportunism. Dacă ai două oști, înseamnă că poți să înhami și la stânga și la dreapta, da? De ce oare? Că suntem noi oportuniști? Nu. Pentru că ne adaptăm, pentru că dacă vin mongolii de aici, noi fugim în partea asta, punem cai aici. Dacă vin turcii din partea asta, atunci punem cai în partea cealaltă. Bine, asta așa. Și ne-am adaptat. Eu zic că este vorba de adaptare. Apropo de teatrul ăsta în care continuăm să ducem discuția, există parteneri care v-au schimbat? Poți să găsești în tine alte resurse care te fac mai puternic, mai sensibil, să înțelegi mai multe. În primul rând, Gheorghe Cozorici, un mare, mare actor la care eu nu puteam să stau în cabină dacă avea aici monolog sau scenă. Trebuia să stau acolo să mă uit. Sau Mircea Albulescu, sau Ilinca, sau prieteni buni. Erau foarte multe spectacole, de exemplu la Căsătoria de Gogol, trebuia să plec de acasă când știam că e actul 2, că nu se putea să existe actul 2 fără mine acolo în culise. Chiar dacă nu jucați? Păi sigur că nu jucam, plecam de acasă special pentru actul 2, din Căsătoria de Gogol, Sandamanu, Ion Cojar, Florina Cercel, George Constantin. Ce să vă mai spun? Minuni de oameni. Dacă toți te influențează, cred că și eu pe ei. Nu știu, sunt perioade în care parcă stai mai mult cu ei decât cu familia. Mănânci împreună, vorbești, nu poți să te desprizi de problemele din spectacol, trebuie să le rezolvi. Eu dacă am ceva de lucru și noaptea repet, adică știu precis că repet noaptea în somn. Auzitați de un oltean? De un oltean, mă? De un craiovean ce nu-i pasă de sultan? Auzitați de un Mihai ce sare pe 7 cai de strigă Stambulul, vai? El e domnul cel vestit care în lume a venit pe luptat și biruit. Cum e să fii actriță și mamă, pentru că nu ați putut fi, din păcate, direct bunică? Deci să crești... Din păcate! Să crești doi copii având
care fac și ei febră, care au și ei probleme, care trec prin toate etapele pe care le presupune copilăria, mai ales aia mică. La și tu să trebuiască să fii aici, pe scena asta. Eram prăpăstioasă într-un hal fără de hal. Și cred că am rămas așa. Prima oară m-am temut că n-o să mai pot juca teatru, ca să fiu sinceră. Am fost convinsă că această fantastică senzație a maternității mă va scoate total din problemele de teatru sau de orice altceva în afară de asta. Era imensă și unică. Și nici nu mă mai interesa altceva. Dintr-o dată s-a aranjat cumva universul, m-a lăsat să fiu și pe scenă și acasă, să fac ceea ce era nevoie. Sunteți cel mai dur critic al dumneavoastră? Da. Nu vă e frică de cuvinte? Asta se vede. Da, adică ceea ce îmi spun eu mie, nu cred că mi-a spus nimeni niciodată. Au existat, sunt convinsă, serii în care nu vă ieșea și simțeați că n-ați fost acolo unde trebuia. Zile în care poate nu vă desprindeați complet de realitate și nu deveneați personajul care ar fi trebuit să fiți. Vă amendați după aia, erați supărată pe dumneavoastră? Pleci puțin așa, cu dorința de a intra într-o gaură de șarpe. Și la un moment dat ajungi la înțelepciunea să spui că un personaj, un spectacol, este așa cum ai fost tu în ziua respectivă. Nu numai eu, și alții. Atâta era firesc, verosimil. Vedeți, se vehiculează foarte mult acest cuvânt, adevărul, să fie adevărul pe scenă. Păi nu adevărul trebuie verosimilul artistic. Deci dacă acel grad de verosimil artistic a existat, atunci lucrul e câștigat. Și aici, fără modestie, spun că a existat. Chiar în momentele în care mie, personal, îmi venea să intru în gaură de șarpe. Asta și atunci știu. Când verosimilul e la superlativ, când știi că ai fost cu adevărat nu strălucitoare, știi, nu știi niciodată? Nu, atunci știi ce se întâmplă pe scenă, nu știi. Atunci simți că totul, toată scena, toți sunt împreună, sunt toată materia asta, universul întreg, cu tot cu sală. Simți lucrul ăsta. Foarte mulți actori spun că a venit îngerul și îl simte toată lumea, și pe scenă și în sală. Vă doresc ca atunci când ne vom vedea peste 5 ani, că poate ne vedem peste 5 ani, și atunci o să sărbătorim ce? Care sunt cele mai bune lucruri care vi s-au întâmplat în viață? Copii, spectacol, cărți. Pe cine sunați prima dată când aveți o problemă? Pe nimeni. 112. La cine vă gândiți când vreți să vă încărcați cu energie, să aveți putere să depășiți un anumit moment? Pe nimeni. Singurătatea alergătorului de cursă lungă. Pot să mă sfătuiesc cu foarte mulți prieteni. Asta nu e o problemă, dacă am nevoie, dar nu apelez. Nu sunt genul... Poate în tinerețe, da, în tinerețe aveam această dorință. Uite, și alergam foarte repede la doamna Irina Răchițeanu, să-i spun și să mă sfătuiesc cu ea. Da, asta, pe da. Dumneavoastră vă sună cineva din cei din generația mai da, mică, da. Dintre tineri? Da, mă mai sună. Vor să ne vedem. M-au și invitat de câteva ori la o cafea, ne-am văzut. Și acum am primit de la foștii studenți tot felul de urări. Mă sună, da. Cum a început ziua asta? De 75 de ani, sărbătoriți foarte puțin pe scenă. A început, pentru că nu mă așteptam. Eu când mă scol, trebuie să mă duc la cafea și să mă gândesc. Îmi fac planuri pe ziua respectivă sau planuri pe o săptămână, pe o lună, pe un an, depinde. Îmi iau telefonul și azi l-am luat așa și nu știu pe ce am apăsat. Cineva mi-a trimis o melodie cu La mulți ani și a început deodată, dar de-abia mă trezisem să cânte telefonul La mulți ani, La mulți ani. Foarte frumos a fost, foarte plăcut. O întâmplare, o coincidență, frumos. Vă doresc să continui așa ziua până se stinge și să vă fie lumină multă în suflet. Și nu știu exact
ce o să arătați până la finalul zilei? Care dintre oglinzi o să o puneți în față? E un întreg, nu? Orice om este și om. Și cum e întregul Olga Delia Mateescu? Așa cum o vedeți. Cu umor mult. Să știți că umorul ar trebui să fie cultivat mult mai des între noi, după mine. Da, e grav dacă te iei prea tare, da, serios. Da, da. Vă mulțumesc foarte mult, Olga Delia Mateescu, la mulți ani. Mulțumesc. Vă iubim tare. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet și mulțumesc pentru invitație. Și m-am simțit foarte bine aici. Am discutat așa prietenește. Vroiați să fie mai formală toată întâlnirea? Nu, nu. Și chiar dacă era formală, nu vă reușea cu mine. Nu, da, nici nu mă pricep. Mulțumesc foarte mult. La Rețeaua de Idol, Olga Delia Mateescu, cu un la mulți ani apăsat de la noi. Apoi mama la noapte ignin mă va pune în hârtie de argint. Gardă civilă călare, dă-mi o înghițitură de apă. Apă cu pești și cu bărci.